Psalmul 34, începând cu versetul 1, sunt cuvinte pe care le-a rostit David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Și David personaliza aceste cuvinte spunând: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Amin. Amin. Aceste cuvinte capătă greutate în Scripturi pentru că au fost rostite de David într-o vreme grea. Aceste cuvinte au o semnificație aparte și pentru mine, pentru că și cu aceste cuvinte mi-am început prima predică în prima zi a acestui an. Numai că 1 ianuarie 2020 n-a fost pentru mine numai o zi de început de an. A fost prima mea zi de văduvie. Frate Andrei, fie ca aceste cuvinte să le poți spune și tu. Și toți cei care trec prin soare sau pe sub nor. Dumnezeu este același deasupra. Numele Lui să fie slăvit. Și bunăvoința Lui să vină peste toți astăzi aici. Potrivit cu măsura de mângâiere de care are nevoie fiecare. Amin. Vin în fața dumneavoastră cu un verset din Scripturi. Cartea Deuteronom, capitolul 29, versetul 29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Amin. Amin. Din acest verset și din contextul Scripturii, mi-a dat Domnul un cuvânt sub titlul Motive de încredere în Dumnezeu. Recitesc. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Nu m-ar putea contrazice nimeni în ceea ce spun, afirmând că n-a știut nimeni de aici când și cu atât mai mult că va pleca așa de repede la Domnul, sora Lidia. Așa e? Este doar un lucru ascuns. Iov, omului Dumnezeu, după ce a aflat într-o zi de trecerea din viață a tuturor celor 10 copii ai săi, a spus între altele, citesc din cartea sa, din capitolul 10, versetul 13, Iată totuși ce ascundeai, îi zice el lui Dumnezeu. Și îmi amintesc că și scumpa mea soție a zis odată, Doamne, iată ce ascundeai de mine și de noi ceilalți. Zicea Solomon, scrie în Eclesiastul nou, că oamenii au în față ceea ce noi spunem viitor, dar în egală măsură i-am putea spune necunoscut. Spune Dors într-o poezie, necunoscut e al morții și loc și tainic ceas, și nu știm până la ele cât timp ne-a mai rămas. Nu știe nimeni clipa, nu știe în care fel și în care loc așteaptă sfârșitul după el. Da. Iată ce scurtă este vederea noastră și ce limitată pătrunderea noastră. Uităm repede ce a fost și nu știm ce vine. Trebuie să conștientizăm mărginirea noastră. Dar ceea ce este interesant aici, că toate lucrurile sunt cunoscute de Dumnezeu nostru. Spunea Domnul Iisus Hristos, i-am putea spune cel mai mare secret din univers, ziua revelirii sale, Matei 24 cu 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela. Nu știe nimeni.
nici îngerii din ceruri, nici Fiul. Și parcă ar fi așteptat ucenicii cu emoție, nici Tatăl. Se va gândi mai apoi, va vedea cum cur lucrurile. Și numai Tatăl. El. Nu există ceva în universul acesta să nu cunoască Dumnezeu nostru. El le avea toate înscrise în calendar. Spune Cartea Sfântă, în Psalmul 139, David, de care am amintit, de la versetul 1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, dar nu doar așa aici, în proximitate. Știi de departe și gândul. O știință atât de minunată e mai presus de puterile mele. Acum, de când cu inteligența artificială, oamenii cred că o să găsească ceva, să ne citească și gândurile. Dar cele de dinainte, până nu descoperă ei, și nu știu dacă descoperă, le mai pot citi retroactiv. Dar ce a fost în urmă și în urmă, dar ce urmează, știu? Știința asta e numai pentru Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Și spunea David aici, versetul 16, când nu eram născut, Tu mă vedeai și în cartea Ta erau scrise toate zilele câte mi erau rânduite. Dar cu cât timp înainte știe Dumnezeu câte ceva? Scrie undeva în Biblia asta, nu vă spun multe. Citiți că găsiți mai multe. Că lui Dumnezeu toate sunt cunoscute din veșnicie. Spune Cartea Sfântă în Efeseni 1 și în Efeseni 3 că Dumnezeu a făcut un plan. Și totul se derulează după organigrama e binecuvântată. În timpul acesta am scris și viața sorii noastre și viața noastră. Noi suntem de ieri și poate trăim până mâine. Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie. Nu putem privi noi, nu avem raza privirii noastre atât de extinsă să vedem. Suntem foarte limitați. Dar rețineți primul motiv de încredere în Dumnezeu. Tot ce se întâmplă oriunde în univers, oricând, este în știința Lui și mai mult în controlul Lui. Amin. Întreba Dumnezeu în Ieremia 23 cu 24, poate sta cineva în loc ascuns și eu să nu-L văd? Nu se poate. Toate le știe. Și toate le controlează. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Nu-L înțelegem noi. Anii Lui nu-i pătrundem. Știința Lui nu putem înțelege. Numai că asta ne dă siguranță. Iov, în durerea lui, a avut un dialog cu Dumnezeu. Și avem noi întrebări. Și până la urmă s-a prezentat Dumnezeu într-un cadru natural specific, pe un fond de furtună. Așa ca pe Sinai se cutremurau oamenii și muntele totodată. Și îl întreabă pe Iov, punându-i vreo 70 de întrebări. Unde ai fost tu când le-am creat pe toate? Când a făcut calcule astronomice și le-am așezat? Hai zi, erai pe atunci? Știți ce spune Iov în final? Iov 42. Știu că tu poți totul. Și mai știu ceva. Că eu am îndrăznit să vorbesc de lucruri care sunt dincolo de limita percepției mele. Și îmi pun mâna la gură. Da? Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și atenție ce spun în finalul acestei idei. Ale Domnului Dumnezeului nostru. Acest Dumnezeu atotcunoscător e al nostru. Amin. Pentru că El a vrut să fim ai Lui. Amin. Să slujim de laudă slavei Lui pentru eternitate. Da, Cel ce le știe pe toate și le are în control e Dumnezeul nostru. Cum zice Ioanit în încheierea unei poezii, fața slavei scriitoare în ceasul lumii cel mai greu. Când cei ce au dat pe sfinți la fiare vedea vor forța creatoare. Eu voi șopti cu adorare. E Tatăl meu. Aleluia. Frate Andrei, cel ce le știe pe toate și le-a organizat pe toate, e
și Dumnezeul tău. Slavă. Vreau să vă prezint un al doilea motiv de încredere. Spuneam voi să aici lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Un al doilea motiv de încredere e faptul că acest Dumnezeu care le știe pe toate ne-a descoperit niște lucruri. Spunea Solomon că slava împăraților stă în descoperirea lucrurilor și oamenii se laudă, au găsit descoperit ceva. Da, oamenii au descoperit multe lucruri. Dar totuși atât de puține. Nu cunoaștem încă nici ființa umană pe de-a întregul. Cum să explicăm noi fenomenul morții? Că noi oamenii suntem în stare să explicăm fenomenul somnului măcar. Din lucrurile descoperite, din ceea ce pot să știe oamenii, ce doriți mai mult să știți? În asemenea situații, adesea ne prindem limba și punem întrebări. De ce a murit? De ce acum? Unii sărmanii își prind limba de tot și dau și răspunsuri. Adesea nu știm să formulăm nici întrebări de cum să găsim răspunsuri. Așa că, stimată familie, nu încerca să deschideți seiful lui Dumnezeu și nu puneți întrebări. Eu doar nu m-am întrebat de ce a plecat scumpa mea la 54 de ani. Am ceva răspunsuri. Avea și ea ceva răspunsuri. Și totuși sunt încredințat că în mare parte rămâne taină. Și adesea spun la oameni și vă spun acum vouă, dacă alții vă vor da răspunsul, s-ați auzit din vorbă în vorbă, că cineva spune că din motivul ăsta sau din celălalt, lăsați-i. Au venit trei prieteni la Iov și au tăcut o săptămână. Mare durere. Dar după o săptămână, întâi unul, apoi încă unul și apoi toți trei pe rând. Și-au dat cu părerea. Și n-a fost mare problemă doar că și-au dat ei cu părerea, dar spune unul dintre ei că o șoaptă i-a pătruns la ureche, a fost un duh. Care i-a zis, și îngerii fac greșeli. Bietul el îi fac, nu știa ce fac îngerii, că nu-i vede. Și atunci a dedus eu, dacă și îngerii fac greșeli, oamenii n-au cum să greșească, deși eu e vinovat, și au început să dea pe el. Și Dumnezeu i-a lăsat, dar la urmă i-a chemat și a zis, știți că v-ați dat cu părerea despre mine și ați greșit. Și i-a taxat să aducă jertfă 7 viței și 7 berbeci. Vreți să plătim pentru răspunsuri urgente de urgență? Să plătim taxe din astea? Vândem să ne reținem, nu doar 7 zile, să ne reținem de tot de ceea ce nu știm, că lucrurile ascunse sunt ale Dumnezeului nostru, nu a noastră. Dar al doilea motiv de încredere e că Dumnezeul acesta ne-a descoperit ceva. Nu taina plecării Zorii Lidia. Nu cine va fi președinte SUA. Sau alte curiozități, că asta e mare boală. Să aflăm noi una și alta. Iată ce ne-a descoperit Dumnezeu. Vă citesc din 1 Corinteni, din capitolul 2, spunea Apostolul Pavel că lucrurile atât sunt de secrete la Dumnezeu, încât dacă vrea ceva să nu, cineva să afle ceva, nu poate. Dar, citesc versetul 10. Nou însă, despre mântuire, despre Domnul Iisus, Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său. Noi am primit, n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul lui Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Știți care e cel mai mare lucru ce ni l-a descoperit Dumnezeu? Că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru noi să-și dea viața și să fim mântuiți.
ne-a descoperit că suntem în grija Lui și va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Iată tot ce ne-a descoperit Dumnezeu. Cartea aceasta, mărit să fie Domnul. Spunea Domnul către Petru, citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 16, când a întrebat, ce zic oamenii despre mine? Cine sunt eu? Și și-au dat cu părere. Și Petru îi zice, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, Simone, nu-i inteligența dată tu să cunoști asta? Și Tatăl ți-a descoperit lucrul acesta, binecuvântat să fie în veci. Amin. Vă întreb, dragii mei, v-a descoperit Domnul lucrul acesta? Înțelegem noi aceste adevăruri? Spune în aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 11, că s-a rugat Domnul Iisus, vorbim cu Tatăl. Versetul 25. Te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Mare lucru. Auzeam niște oameni vorbind recent, știți cât se vorbesc acum în lume, cu fel și fel de teorii conspirative, cu ce-o fi, cu Bill Gates, cu alții. Ce fac cu noi și ce-or face? Nu știm. Și unul de lângă ei a tăcut până când zice, dar și ei mor. N-au descoperit secretul vieții, că doar acum a murit tata lui Bill Gates. Vieții oameni. Se spune că un om mare, de știință să-l numim, a petrecut concediu undeva într-o stațiune și se plimba pe lac și îl dreau pe barcajul lui. Pot vorbi cu tine, pot dezvolta un subiect din fizică, ceva cu Newton, cu alții. Ai auzit ceva? Și omul zice, nu știu. Măi, dar ceva de aviație, a trecut un avion, ceva cu țepelin, cu zborurile alea transatlantice, știi ceva? Zice, despre asta nici atâta. Și zice, măi, cu tine n-am ce povesti, că tu aproape nu știi nimic. Mai merg puțin și ia barca apă, o defecțiune, și îl întreabă acum pe omul nostru de știință, tu știi să înnoți? Păi nu știu. Nu, acum aia doi ce nici n-am ținut minte cum le-ai zis, te pot ajuta? Asta e marea problemă. Unii sunt cu capul mare, sunt prin nor, dar nu în cer. Alții s-a ci la sol și mișună prin iarbă, așa ca râmele. Scupovești din astea mărunte în sat, alții cu cei pe internet. Dar cât se pot lăuda că Dumnezeu le-a descoperit secretul vieții eterne, mântuirea care ne-a fost adusă în dar, mărit să fie Domnul. Lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri și suntem datori să le transmitem în Psalmul 78, că Domnul a pus o lege ca să informăm copiii noștri asupra acestor adevăruri eterne. Să mulțumiți Domnului că v-a făcut de cunoscut adevărul. Vă rog să vă gândiți câți oameni sunt în lumea asta, politicieni, oameni bogați, oameni cu carte. Dacă ar ști ei că lumea asta e pe capăt, dacă ar ști ei despre unde și dacă ar putea crede. Dar astea nu se cunosc la școală, nu există specialitate nici pe linie de științe abstracte, nici de filologie sau pe altceva unde să se poată învăța astea. Astea se învață din Scripturi, pe genunchi și la biserică. Dumnezeul bunătatea Lui descoperă adevărurile sale, mărit să fie Domnul. Și pe acest fundal, ceea ce trebuie să știți voi, știți și știți sigur, am înțeles că aseară s-a citit 2 Corinteni 5, știm ce știi, frate Andrei, că sora Lidia este la Domnul. Îmi amintesc că eram la mormântarea soției, se copora sicriul în groapă și l-am auzit lângă mine pe unul dintre băieți spunând așa, încet ca pentru sine, mama, de aici te ridică Domnul. Ce încredințare ne dă asta nouă. Tot așa, într-o sală de adunare a fost și mormântarea soției și așa a organizat băieții. A fost o singură cu un de flori, fără alte coroane. Fata, că Domnul ne-a dăruit o fată, 7 băieți, a luat tabloul, poza mamei. Băiatul unul dintre ei, care e mai firă, a luat cununa asta de flori și ceilalți 6 vlășgani
trei de o parte a sicriului, trei de alta și e în urmă. Și se spune că e un moment greu când scoți mortul din casă. Dar pentru că știu aceste adevăruri, soția mea a văzut Îngerul Domnului cu ochii deschiși înainte de a pleca. Pentru că le știu din Biblie, în primul rând. Știți ce senzația mea? Că o trece pe sub arcul de triumf. Glorie Domnului! Că a plecat înaintea noastră. Că ne așteaptă. Că mergem și noi. Știm unde mergem. Viitorul, chiar dacă este necunoscut, este sigur. Ne l-a descoperit Dumnezeu. Astea nu sunt informații doar din cărți. Sunt date exacte, solemne. Iată un motiv de încredere. Mărit să fie Domnul. Și în al treilea motiv de încredere. Citesc mai departe din același verset. Deuteronom, capitolul 29, versetul 29. Cuvinte rostite de Moise, omul care vorbea cu Dumnezeu față în față. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și a copiilor noștri pe vecie. Și atenție! Ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Avem încredere în Dumnezeu că e stăpân peste toate. Avem încredere în Dumnezeu că ce ne-a promis se împlinește cu lux de amănunt. Dar dacă noi nu împlinim ce ne-a descoperit, toți predicatorii nu te pot liniști și nu-ți pot da încredere. Încrederea deplină o au numai cei ce împlinesc ce Domnul le-a descoperit. Începe cartea Apocalipsei cu cuvintele din versetul 3 al capitolului 1. Ferice de cine citește, de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Știți ce îmi pare paradoxal la mormântări și la tot ceea ce se întâmplă în astfel de situații? Nu știm de ce a plecat, dar nu ne potolim nici cu întrebări, nici cu răspunsuri. Nu știm de ce e bolnav cineva și întrebăm ca ucenicii cum scrie Emanuel, de ce e bolnav? Cine a păcătuit? Părinții lui sau el? De ce s-a născut așa? S-a întâmplat un accident. Noi, imediat, vrem să aflăm. De aceea știrile așa au așa mare trecere. Și profesia de reporter e așa de căutată, că oamenii sunt doritori să afle. Dar ascultați-mă ce vă spun acum. Vă întreb. De ce a plecat, nu știm. Dar hai să spunem că nu ar fi rămas un bărbat, că ar fi rămas o femeie văduvă. Ca să ajutăm pe orfan și pe văduve, asta știm? Dar asta facem? Asta e marele paradox. Vrem să aflăm de ce a plecat cineva și tot nu aflăm. Dar știm ce ar trebui să facem față de cei ce au rămas. Și asta nu facem. Știm cum ar trebui să ne raportăm față de orfan? Îmi spunea o familie, a plecat tata de la 9 copii anul acesta. Și a zis, am fost la biserică și mergem regulat și câteva zeci de kilometri. Nimeni nu ne întreabă ce faceți. Am încercat să iau apărarea frățietății, să spun, ei nu știu cum e. M-a întrebat cineva, cum este să fiu văduv? Zic, nu pot să spun. Dar de ce, frate? Tu nu știi limba asta. Dar sunt chestiuni care le știm. Și pe acest motiv vom fi judecați. Și poate chiar aspru. Copiii aceștia, fratele Andrei, și câți necăziți sunt în jur, știm că ar trebui să-i mângâiem. Știm că ar trebui să-i ajutăm. Sau nu ne-a descoperit Domnul asta. Este ceea ce numește, numim în Scriptură, regula de aur, Matei 7:12. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii,
Faceți-le și voi la fel. O, cum cheltuim scurta noastră viață și nu facem ce știm. Și trece ziua și am știut ce să facem și n-am făcut. Și toate astea se scurg în defavoarea noastră. Dar ce să facă cei în cauză, familia? Să vă manifestați încrederea în Domnul. A, și la mine venea diavolul și îmi spunea, uite, ți-a luat așa scump o soție, s-o scasiamezi. Eu nu-l bag în seamă, cu diavolul nu-i bine să dialoguezi, că tu spui una și îl zice două. Și dacă mi-aducea de aminte, atunci eu, în timp ce el nu șoptea, eu spuneam cu voce tare, Doamne, îți mulțumesc ce nevastă bună am avut. Îți mulțumesc că ai pus-o la odihnă. Îți mulțumesc că slava e pentru noi și că vom fi împreună și te vom lăuda în vecii vecilor. Și dacă tot îi spun așa, n-am mai venit, că îl deranjează asta. O, de-am face numai cât știm. Scrie despre o femeie că a făcut ce a putut și a zis, Domnul, oriunde lumea asta ajunge Evanghelia să se spună că femeia aceea a făcut ceva. Am citit despre o mamă că și-a învățat copilașii să facă bine, spune Scriptura, cât avem prilejul, ca la Tiet capitolul 6. Și într-o zi i-a oprit. Astăzi fiecare să spună ce a făcut. Și unul a zis, în autobuz am dat locul la o femeie mai în vârstă, foarte bine. Altul a zis, colegul meu de bancă și-a uitat serviciul la casă și l-am împărțit cu el, să-mi dai să mănânc, că mi-e foame. Și al treilea la grădiniță și a zis, tu ce ai făcut azi? Ce bine ai făcut? Mama era unul la grupa mică și plângea. Nici nu poate vorbi bine, nu l-am înțeles. Și ce ai făcut pentru el? Am plâns lângă el. Și mama a zis, tu pe astăzi ai premiul întâi. S-ar putea să fie situații în care nu știi ce să faci. A zis Domnul că în ziua aceea o să-și aduc el la minte și o să zică toți vizitatorii de la spital să vină în față. Băi, nu știu nici ce s-a îmbolnăvit, dar știa că trebuie să-l viziteze. Asta știai. Păi nu știm de ce a sărăcit. Poate n-a fost înțelept. Dar cine l-a îmbrăcat să vină în față. A fost flământ. Băi, nu știu de ce. Dar cine i-a dat să mănânce să vină aici. E bine cum procedează Dumnezeu. E foarte bine. E bine ce știe și e bine ce ne spune. Dar vei avea motiv de încredere dacă vei face așa. Scrie în 2 Timotei, capitolul 5, că ne și silim și suntem plini de încredere. Și într-o zi se va împlini, încrederea noastră se va desăvârși, așa cum scrie în cartea Isaia, capitolul 25. Vă citesc de la versetul 9. În ziua aceea vor zice, așteptăm ziua aceea. Iată, acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru care a ascuns lucruri de noi, ăsta este. În care aveam încredere că ne va mântui, că ne-a descoperit mântuirea. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. M-am înțeles cu soția până încă era sănătoasă. Am fost eu mai bolnăvicios în viață, dar nu se știe cine pleacă. Și ne-am dat întâlnirea, preluat ideea asta de la fratele Vrum Brand. Am zis, dragă, ne întâlnim la poarta lui Iosif. Și unul dintre copii a înregistrat-o vorbind la telefon și ea spunea, și vă spun capabil, clipa plecării mele este aproape, dar vă știți unde mi-a dat întâlnire cu tatăl vostru? Atât suntem de sigur pe astea, mai sigur de cum vă văd. Dar toată siguranța noastră pălește când te simți vinovat. Când știi că știai ceva să faci și n-ai făcut. Scrie în Biblie de Daniel și de cei trei că i-a salvat Dumnezeu, că a avut încredere în el, vorbesc de motive de încredere. Dar știți de ce au avut încredere? Pentru că a fost plăcut lui Dumnezeu și a zis, Daniel, om prea iubit și scump. Dar scrie în Biblie despre frații lui Iosif că ajungi la foamete,
Nu se puteau încrede în averea tatălui său și a bunicului lor. I-a băgat Iosif la închisoare și au început să tremure. Dar să fi fost lângă ei, spune, ce vă temeți? Părinții voștri au pe Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob, dar știți ce au început să vorbească? Zice cel mai mare, măi, nu v-am zis eu să nu-l vindeți. Dar cine le-a adus aminte? Că trecuse 20 de ani de atunci. Păcatele nu se prescriu, nu se uită, numai dacă ne le șterge Dumnezeu în bunătatea Lui. De aceea fie ziua de astăzi o zi de cercetare. Amin. Să rugăm, Doamne, dacă încă ne-ai lăsat în viață, fă astăzi o grațiere de plină, ca să avem încredere și dă-ne har să trăim frumos, ca să nu ne se clatine încrederea. Ca în ziua aceea, cum zice Ioan, să avem de plină îndrăzneală. Amin. Și în încheiere, voi spune doar 6 versuri. Le-a compus un frate scump din America în timp ce vizualiza slujba de mormântare a soției mele. Așa ca pentru ea, da, asta le spun așa ca pentru Andrei și pentru familie. Lăsați-mă să plec acasă. Acum când cerul face semn să fiu cu Domnul meu la masă, că sunt primit în mod solemn. Lăsați-mă să plec acasă. Nimic nu mă mai ține jos. Să fiu a cerului mireasă, a mirelui Iisus Hristos. Lăsați-mă să plec acasă, căci m-am luptat lupta cea bună. Pe calea cea de sfinț aleasă, care e îngustă, nu e largă. Lăsați-mă să plec acasă, căci am păzit credința sfântă, să ajung în patria cerească, acolo unde în veci se cântă. Lăsați-mă să plec acasă, că ziua mea azi a apus, dar în dimineața glorioasă voi fi alături de Iisus. Da, mi-am sfârșit azi alergarea, prin vânt, prin arsiță și ploi. Ce dulce sună în cer cântarea. Vă aștept ca să veniți și voi. Amin. Gloria.